Torrent Moldova. Magicienii se întorc. Alex contra Alex. Alex Russo, în genunchi în fața cristalelor justiției, care te acuză de trădare pentru că ai încercat să distrugi lumea muritoare. Credeți-mă, ați greșit vrăjitorul! Liniște! Pe bune, sunt chiar aici, nu trebuie să țipi. Ce încerc să spun e că, bine, poate s-au întâmplat niște chestii rele și poate a fost din cauza mea, dar asta nu înseamnă că e vina mea. Bine că nu sunt avocat. Soarta ți-a fost decisă. Cristalele justiției te-au găsit vinovată. Stați! Nu! Nu e vreo cale să rulăm încă o dată ce s-a întâmplat ca să vedeți că nu e așa? Adică aproape nevinovată. Doar nu te refer la vortexul timpului, nu e așa? Păi dacă ăsta e butonul de derulat în spate, atunci da. Prea bine. Te vom trimite înapoi la momentul în care a început incidentul acesta. Bine, păi luați-vă floricelele și ceva de băut pentru că o să vă placă cum a început totul. Ador cinematograful în aer liber. Poți țipa la ecran fără rușine. Hei, fato, pereții sunt plini de viermi. Și tu de ce faci duș? Alex. Ai cinema în aer liber? Scapă de el acum. Serios, tată, îți aduc mașina ta și poți să te uiți la film cu noi. Și un camion de sandwich-uri. Dispare. Bine. Ce cu era mașina aia? Habar n-am, dar e un tip pe strada noastră care își caută mașina de vreo oră. Bate palma Harper. Harper nu bate palma cu ea. A făcut ceva greșit și incredibil de egoist. Păi i-am lăsat și lui niște floricele. Ba nu-i așa. Tată, de ce te agiți? Nu e prima oară când fac chestii de-astea. Așa e, dar acum că ești vrăjitorul familiei, e timpul să nu mai folosești magia în scopuri egoiste. Dă-mi floricelele alea. Îți mulțumesc mult, Mason. Bun, tu și Alex puteți atârna afișul. Harper, tu scoate prăjitura din frigider. Și Jerry nu mai mânca floricelele de pe jos. Stați, a spus petrecere pentru cine? Am o vagă idee. Încă o petrecere pentru Justin? Suntem așa încântați că el l-a preluat Wistec. E important? Da, cred că ai dreptate. E mai important decât să câștigi competiția și să devii vrăjitor complet. Pentru mine n-ați dat petrecere. Hei, eu nici n-am petrecut, nici nu sunt vrăjitor. Și am primit doar cârnații ăștia afumați. Poate e mai bine așa. Haideți, nu mai stați. Mai avem multe de făcut. Justin va ajunge acasă în curând. Gata, am terminat. Unde e revista mea? Mai să nu fac masaj, am muncit din greu. Ei, hey, doar ce ți-am spus. Magia nu e ca să primești ce-ți dorești tu ca să devii egoistă. Mason, nu-i mai face masaj. Așa e, scumpă. Folosește magia ca să faci viața altora mai simplă. Știu o doamnă frumoasă care ar vrea să nu mai spele rufe niciodată. Teresa. Scuze. Tatăl tău are dreptate. Maturizează-te. Poftim. Știm cu toții că cei care se maturizează de vreme sunt mereu triști. Adică uite-o pe Harper, spală rufele părinților ei de când era la grădiniță. Oh, știi, nu asta m-a deranjat cel mai tare. Rotitul cauciucurilor de la mașină m-a făcut praf. Unde e Justin? Trebuia să ajungă deja. Adică nu a venit? Mi-e așa somn că am crezut că e aici și ne spune povestea de-a lui care se termină mereu cu: hei, trezirea, oameni buni!
Mă scuzați că vă deranjez. Eu sunt Dominic, prietenul lui Justin. M-a rugat să vă transmit un mesaj. Este foarte ocupat la școală și din nefericire nu poate să vină. Bine, zine mesajul. Ăsta a fost mesajul. Bine, începem de la început. Tipul ăsta e cam ciudat. Deci, Justin e bine? Oh, da, doamnă Russo, Justin e bine. Doar că pentru cineva cu talentele sale incredibile este foarte dificil să plece. De obicei nu folosesc cuvântul incredibil, dar în cazul lui Justin e incredibil. Justin nu mai vine? Și ce o să facem cu prăjitura înghețată? Sigur găsești o soluție, Jerry. Scuză-mă, cred că tu ești Alex Russo. Ești foarte faimoasă în lumea vrăjitorilor, dar nu știam că ești așa de frumoasă. No, pe bune, nu sunt așa faimoasă. Dominic, bine că te-am cunoscut, amice. Eu sunt Mason Greyback. Poate că ai auzit de mine, prietenul vârcolac al lui Alex. Prieten, ești un tip norocos. Da, așa e. Un vârcolac norocos. Păi, se pare că te-am stânjenit, deci scuze. A fost o onoare să te cunosc, Alex. Adio tuturor, vârcolacule. Băi, n-am mai întâlnit vrăjitor așa politicos. Și destul de frumusel. Exact ca mine în tinerețe. Știi, cred că îi place de tine, Alex. Nu. Da, nu. Nu pot să cred că Justin nu vine. Voiam să fie aici când fac anunțul cel mare. Acum ceva timp am primit o invitație de la verișoarea mea, Carmela, din Italia, care ne invită la o reuniune de familie. E în regulă, tată. Ce anunț vrei să faci? Ăsta a fost anunțul. Ah, super. Acum și tata bate câmpii. Oh, Jerry, mă duci într-o vacanță romantică în Italia. Te iubesc. De fapt, merge întreaga familie. De ce? Ei nu știu că avem copii. Dar, Teresa, este o reuniune de familie sau, mai bine spus, reuniune di familia. Te rog, nu vorbi așa, tată. E la fel de nervant ca atunci când spui muzzarella. Păi, distracție plăcută. Eu o să stau aici și o să mai citesc o carte. Da, iar eu stau pe aici și mestec niște mobilă. Canapeaua pare delicioasă. Și voi faceți parte din familie. Am luat bilete ca să mergem cu toții. Da! Super! Bilete? Tată, dacă vrei să mergem în Italia, pot să fiu agentul de voiaj. N-avem timp de pierdut pe drum. Ușa spre reuniune arată acum. Bun, deci nu știu să spun trecătoarea vrăjitorilor în italian, așa că o să mă rezum la Mamma mia! Sau sper că e în italian. O ușă spre Japonia? Ce tare! E Italia. Nu știu toate orașele din Japonia, frate. Alex, nu transform vacanța într-una dintre scurtăturile tale egoiste. Vreau să simțim întreaga călătorie. Știi, drumul e la fel de important. Acum, scapă de chestia asta. Wow! Voi ați văzut fata aia? Alex, trebuie să fac rost de numărul ei. Max, treci înapoi! Vrei să te maturizezi, Max! Bine, hai să-l găsim pe Max și să mergem acasă. Ca să zburăm înapoi aici. Wow! Ha! Ce frumos e aici! E minunat! Familia ta locuiește aici? Păi, Villa di Russo. Habar n-am cine e Villa di, dar Russo e clar numele meu. Cred că i-a trecut supărarea pe tine. Na, așa crezi tu. El e fericit oriunde e rost de ceva de mâncare. Oh, frate, am pierdut-o. Nu știu cum o chema, dar avea față de Tamiko. Tamiko! Tamiko! Max, lasă fata! Avem fete și acasă! Da, dar în New York nu sunt italieni. Oh, serios? Nu mai putem sta puțin? E prima dată când magia lui Alex mă duce undeva unde nu-mi e frică. Nu, nu venim în Italia în felul ăsta. Vom simți excursia de familie așa cum trebuie. Adică într-un avion la clasa a treia cu locurile înghesuite, fără mâncare și cu un copil enervant care face cucubau, cucubau. Ciao, Bella!
Ai venit pentru turul vinăriei, Russo? Păi, Na. N-am venit pentru niciun tur, paisano. Treci la muncă. Și pune-ți o cămașă. Haideți, să mergem. Bine, bine, dar va fi numai vina ta când copilul din avion o să vomite exact la tine în poală. Regulă. Ne-am întors toți? Bine. Deci, Alex, scapă de chestia asta. Bine. Păi, vraja care-mi trebuie, cum sunt lucrurile din camera mea, ascunsă sub hainele murdare din mintea mea. Acum vezi? Justin n-ar face o vrajă pe care să nu știe cum să o refacă. A, m-am prins. Acum am înțeles cum e cu maturizatul. Tu crezi că Justin ar fi trebuit să câștige? Scumpă, îmi pare rău, n-am vrut să spun asta. Nu, mie îmi pare rău că nu sunt vrăjitorul cel matur pe care ți-l dorești. Păi, asta a fost cea mai tare vacanță de 5 minute din viața mea. Scuză-mă, panoul ăsta este ocupat? Dominic, tu ce cauți aici? Slujba mea de noapte, să curăț spatele panourilor. Acum am și un bonus frumos. Uite, pari foarte de treabă, dar eu am prieten. Și, ca să fiu sinceră, eu nu sunt o companie plăcută chiar acum. Decât dacă îți plac căderile nervoase și dramele de familie. Știi, chiar îmi ziceam azi de dimineață că n-am mai văzut de mult căderi nervoase și drame de familie. Hai să te aud? Zâmbet. Te-ai gândit vreodată să intri în Consiliul Vrăjitorilor? Consiliul Vrăjitorilor? Nu e pentru vrăjitori bătrâni cu robe care nu le mai arde de cumpărături? Eu cred că tu ai potențialul să devii cel mai puternic vrăjitor al generației tale. Te rog să mă crezi, nici nu știi de ce poți fi capabilă. Păi, dacă întreb familia mea, eu nu sunt capabilă decât să refuz să mă maturizez. Ei sunt muritori. Nu pot înțelege vrăjitorii cu puterile tale. Dacă te deranjează părerile lor, ești destul de puternică să-ți creezi propria vrajă ca să te cizelezi puțin. De ce îmi spui asta? Pentru că acolo unde lumea vede negru, eu văd magie. Și frumusețe. Hai că acum ai dat-o pe flirta. Da, doar un pic. Uite, un mic cadou. Ah, nu, nu-l pot primi. E doar o brățară a prieteniei. Tot în regulă aici? Oh, da, Mason, scuze. Am simțit nevoia să plec un pic de acasă. Și am venit să văd ce face. Scuze dacă am depășit limita. Ai depășit-o, amice. Acum sunt eu aici. Vârcolac. Pa, Alex. Pa. Vârcolace? Mie nu-mi place tipul ăsta. Ar trebui să fiu îngrijorat de ceva? De nimic. Bine. Păi am o surpriză care o să-ți placă. Este un picnic la înălțime. Oh, sper că nu e italian, pentru că m-am săturat de asta pentru o zi. Nu, mă gândeam la ceva mai sofisticat. Somon a fumat. Oh, Mason, ești așa dulce. Se poate o schimbărică? Desigur, scumpo. Ia uite, un festin de mâncat cu mâna. Aripa aia mea. Nu, Alex. Alex, știi că asta nu e sănătoasă. Și oricum, am gătit somonul ăla 2 ore la foc foarte mare. De ce? Doar știi că eu îl fac în 2 secunde. Înțeleg. Deci așa va fi de acum înainte. Ce? Doar tu, eu și bagheta ta. Folosești magia în mod egoist, indiferent pe cine rănești. Mason, unde pleci? Am făcut toate astea pentru noi. Și eu la fel. Deci, ai transformat picnicul elegant al lui Mason în mâncare ca la bâlci? Păi, știm cu toții că mâncarea mea preferată vine dintr-o cutie și sigur are vreun fel de sos din abundență. Oh, bună, Alex. Poți să-mi spui ce e în regulă cu imaginea asta?
tot ce porție din anii 90? Oh, dar când le purtați voi se numesc vintage? Ai descoperit cum să scapi de chestia asta? Nu, am fost cam ocupată. Dar stai calm, găsesc eu ceva înainte ca Max să iasă din nou. Hei, cine mă ajută să fac o cadă din asta? Cred că știu cum o să facă bulbucii. Max, nu te mai duce în Italia! Și Alex, trebuie să... Știu, știu, mă maturizez. Așa e, bătrâne. O să duc ăsta înapoi. Max, ai uitat butoiul! Max! Nu se mai întoarce, nu-i așa? Teresa, iar trebuie să-l găsim pe Max! Poftim! Eu mă pregăteam să încep cina! E doar Italia, ne întoarcem imediat! Hei, te simți bine? Credeam că odată ce devin vrăjitorul familiei, toată presiunea de pe umerii mei va dispărea. Dar nu, toată lumea vrea ca eu să mă schimb. Păi asta n-are nicio logică. Ai devenit vrăjitorul familiei tocmai prin ceea ce ești tu. Știu, dar poate că maturizarea m-ar face o persoană mai bună. Adică nici măcar nu pot să spun ceva drăguț despre rochia hidoasă a prietenei mele. Scuze, Harper, m-am abținut cât de mult am putut. Vezi tu, la asta mă refer. Faptul că faci haz de hainele mele ești tu și faptul că mie îmi plac sunt eu. Oamenii ar trebui să te aprecieze pentru ceea ce ești, nu pentru cum vor ei să fii. Da. Și eu am destulă putere să mă pot schimba dacă vreau. Mă cizelez și eu un pic. Stai puțin, deci după discursul grozav o să-ți schimbi personalitatea tot prin magie? Doar părțile pe care nu le place nimeni. Deci îți schimbi toată personalitatea? Să meriți pentru comentariul despre rochie. Mi-a meritat-o. Da. Egoistă, rea și sătulă de ceartă, vreau părțile rele să nu se mai vadă. Alex, te simți bine? Cred că da. Oare a mers? Habar n-am, a râs la fel. Stai să te testez. Ce zici de rochia mea? E oribilă. Bine că nu mi-ai făcut și mie. Sunt super drăguță. Stai. Dacă încă mai ai părțile bune, unde s-au dus părțile rele? Hei, dați-mi drumul de aici, scorpilor. Și uite părțile mele rele. Pe bune, nu pare așa rea? Simt mirosul rochii hidoase tocmai de aici. Nu mi-e frică de tine! Păi vină și prinde-mă, ciudățico! Harper, nu mă lăsa să te enervez. Hei, poate e ca o pasăre. Va tăcea dacă o acoperim. Hei! Dă-o jos! Alex, habar n-ai ce-ai dezlănțuit. L-ai găsit pe Max? Nu. Dar am aflat unde țin rudele mele dulciurile. Jerry, trebuia să-ți cauți fiul, nu desertul. Dă-i și mie o bucățică. Hai! Max! Unde? Hai să mergem acasă și să-l ademenim pe Max cu prăjitura asta. Bine. Ce tot spun? Nu o să ne mai rămână deloc. Hai să luăm câteva la pachet. Bine. Unde vă duceți? Hoții! Buongiorno! Noi ne căutăm fiul, nu furăm nimic. Carmela! Verișoara Carmela! Jerry Russo! Bianca, Gino, lăsați baghetele jos. Geraldo! Cugina Geraldo! Mă, ca să vezi! Încă mai ai fața de bebeluș. E așa de fină. E doar grăsime de la prăjitură. Carmela, ea e soția mea, Teresa. Oh, Teresa! Mă bucur să te... Prea strâns! Prea slabă! Zici că e o franzelă. Geraldo, ce cauți aici? Reuniunea e de-abia luna viitoare, eh? Oh, și ce dacă? Hei, la masă! Familie, e vorul Geraldo, a venit din America. Hey, benvenuto! Hey.
Max! Scuze, dar îmi place să întâlnesc oameni. Sunt Max Russo. Te-am căutat peste tot! Da, el este fiul nostru, Max. Regret, a văzut o fată frumoasă din trecătoarea vrăjitorilor și a venit să o găsească. Ah, aveți o trecătoare vrăjitorilor, a? Doar cei mai puternici vrăjitori pot crea așa ceva. Vrăjitorul familiei, Alex Russo. Da, Alex e foarte puternică și foarte irresponsabilă. Dar pentru că e tare și ciudat, nu înseamnă că e italiană, Jenny. Uite, fata, trebuie să o cunosc. Poate fi viitoarea doamnă Max Russo. Doamnă Russo! Fiului tău îi place de Francesca. De ce râdeți? Francesca este verișoara lui. Teresa, ți-a spus Geraldo că noi ne-am pregătit să fim vrăjitori în același timp? Ia zi! Oh, ce ne-a mai distrat! Geraldo, mai ții minte ce te mai gândiram? În regulă, gândi la Franțela, gândi la Franțela! Nu, Carmela, nu! Deci, vrei să înveți să cânti la acordeon cu mine? Păi, de ce nu? Doar suntem prietene. Visul de fine realitate. Bine, sunt gata. Ce părere ai? Cred că lipsește ceva. Vino aici. Oh, e cea mai tare zi din viața mea. Mă bucur că te văd. Mulțumesc, Alex. Ești o prietenă așa de bună. Acum dă-o jos. Ce? De ce? Pentru că, deși mă bucur că în sfârșit apreciez ceva ceea ce îmi place mie, nu ești tu și în niciun caz nu vreau să fii. Mulțumesc. Și oricum, mie îmi stă bine în rochea asta. Pe tine arată chiar aiurea. Ce-a fost asta? Oh, ceva care cred că ne va lua toată ziua. Harper, ia undița. O să ne trebuiască să mă prinzi. Da, am evadat. Bun, deci unde s-ar duce o Alex rea? De obicei doar până la canapea, dar ușa ei e deschisă. Ce tot faci? Știi, chiar ar trebui să fac o eșarfă din plasa asta. Cugini! Oh, Carmela, brânza asta e incredibilă! Oh, da, papa Fabrizio o face. Trebuie să mă găsim până nu fac ceva rău. Bună, mamă și tata, știi ceva? M-am schimbat. Da, într-o fată care nu se îmbracă bine. Nu asta, tată. Știi ceva? Partea mea cu toate răutățile alea a dispărut. Da, de tot. Nu știm unde este. Doar dacă ați văzut-o voi. Mamă, tată, de acum înainte promit să fiu adulta neegoistă pe care vă doriți. Eu nu o cred. Nici eu. Serios, de ce porți o rochie ca asta? Păi pentru că m-a rugat prietena mea. Tată, câteodată trebuie să faci și lucruri care îi fac pe ceilalți fericiți. Asta chiar nu o cred. Uite, tot nu-mi place felul în care am ajuns aici, dar ne dau de mâncare. Deci, haideți să cunoașteți familia. Familie! Vreau să vă prezint prietena noastră, Harper, și vrăjitorul familiei, Alex. Bună! Bună! Ce drăguțe! Gâdi-gâdi-gâdi-gâdi! Exact ca tatăl tău! De ce mă gândi-o? Mă scuzați, caut o fată cam atât de înaltă și cam atât de frumoasă. Hei, tu ești! Perché mi segue, Max? Știi cum mă cheamă? Sau stai, durează așa de mult să-mi spui numele în italiană? Se vuoi che ti porti in giro solo de vichiere? Uite, chiar nu înțeleg tot ce spui. O să încerc limbajul iubirii cu tine. Che cosa fai? Siamo cugini! Bine, poate nu vorbești limba asta. Se pazzo! Siamo un... Ma, Max, te salvez eu. Sau nu? Niente! Ai... Mago tipico!
per il cervezzo di un argomento. Merci, Alex. Hai sărută foarte ciudată. Bine, stau bine într-o brățară. Merci. Bine, s-au prins. La cum rânjești, mă gândesc că sunt prins. Și aici e locul unde presăm cei mai buni struguri din toată Toscana. Pare o muncă destul de grea. Te rog, nu e așa de greu să calci pe niște struguri. Dar să umpli chifle cu carne rece toată ziua, asta e muncă grea. Geraldo, de ce nu încerci? Oh, nu, nu, mersi. Și tu, Tereza. Nu, eu sunt bine. Intră. Nu. Tereza, intră. Nu, mersi. Intră. Si, signora. Mă bucur să-i văd pe ai mei făcând ceva împreună. Vechea eu ar fi găsit metode să ia peste picior. Oh, ce lipicios e! Partea proastă e că îmi place. Mersi mult, Jerry. Știi de ce mi-amintește? De ziua când s-a înfundat cala și ne-a obligat să facem duș în ea până s-o repari. A fost vina mea. Tu ai spus, ce frumos e băiatul de la vinărie. E așa puternic când strivește struguri. N-am spus așa ceva? Ba da, ai spus. Mă lași. Ți-ai imaginat? Serios? Nesiguranța ta și-a imaginat asta. Hei, știi? Ar trebui să aibă aparate care să facă asta, nu-i așa? Știi ceva? Așa e! Nu pot să crezi ce-ai făcut! Eu nu te-aș vrea respecta! Suflet, stai! Te iubești atât de mult încât ai fost gelos? Au găsit o cale să se facă de râs fără ajutorul meu. Ce bine că m-am schimbat. Verii mei, unde s-au dus? Oh, nu. Harper, crezi că partea mare ar fi putut să le facă ceva groaznic părinților? Să vedem. Toată partea aia e concentrată într-o singură tu. Vrei să termin ce am început? Am înțeles, așa e. Unde suntem? Tata, nu o să-ți placă deloc. E doar Alex. Mersi că m-ai curățat, scumpo. Acum... scoate-mă de aici. Îmi place. Te grăbești undeva? Te așteaptă cumva băiatul din vie? Ce tot spui? Tu ești cel care a vrut să arate ce macio e cu sandvișurile tale. Sunt delicioase! Hei, nu pot să mă gândesc cum să punem la cale planul malefic dacă voi doi trâncăniți într-una. Plan malefic? Mai știi când ți-am spus că n-o să-ți placă? Despre asta vorbeam. Cine pune la cale? Excelent, Alex. Bună, familie Russo. Hei, uite-l pe ăla. Hei, te-ai amintit ce mesaj ne-a trimis Justin? Exact cum credeam. Alex, nu trebuie să faci asta! Deci, acum ce facem? Ar vrea partenera mea să facă o scurtă excursie până la turnul din Pisa. Dominic, e rău? E ciudat că acum îmi place și mai mult? Harper, mi-a luat familia. Oh, da, exact, nu-mi place de el. De când eram vrăjitor la grădiniță, am știut că într-o zi visele mele, deși ciudate, se vor împlini. Și astfel, de la înălțimea asta, vom face primii pași către planul meu de a scăpa lumea de muritori și apoi
Știi, turnul ăsta a plecat, îmi cam distruge ligamentele. Ce poveste drăguță. Putem ajunge la ce face asta? Exact. Acest aparat copiază vrăjile. Odată ce este plin de suficientă putere vrăjitorească, va face o vrajă repetată pe întreg pământul. L-am numit Dominic 1000. Ți se pare egocentrist sau... Întreb pe cine nu trebuie. Am proiectat minunăția asta ca să capturez toți muritorii, astfel încât să pot începe lumea vrăjitorilor pe care o voi conduce numai eu. Repeți puțin ultima parte? O vom conduce noi. Tot ce ne trebuie e o vrajă făcută de cea mai puternică vrăjitoare a generației noastre. Alex Russo. Bine atunci, fă loc ca să trec. Nu te supăra, tu ești doar o copie. Nu ai toate puterile ei. Am destulă putere să fac o gaură în jacheta asta mof, să știi. Bine spus. Bun, și ce facem dacă Alex, cea atot puternică, nu vine? O va veni. Pentru a-și salva familia. Stai, nu înțeleg. Suntem noi mici sau sunt ei giganți? Deci dacă se numește turnul din Pisa, unde a dispărut toată pizza? Ce? Alex, trebuie să-ți faci un plan. Eu am rău de înălțime și de arhitectură îndoielnică. Stai calmă, Harper, dar nu privi în jos, o să amețești rău. Oh, prea târziu. Sunt brav. Vai de mine. Harper! Bine atunci. Deci ăsta e vârful turnului din Pisa. Ia uite ce priveliște! Mi s-a tăiat răsuflarea. Răsuflarea mi-a fost luată de plămâni. Ar trebui să o pună pe vrăja grea. Da, așa e. Vrei să ne faci o poză? Da, așa e. Hai să facem. Gata, spune-ți pizza. Harper, fugi! Harper e captivă împreună cu familia ta. Dă-le drum în secundă asta sau... Sau ce? Nu uita, eu am răutatea. Păi, da, păi. Eu arăt foarte bine în hainele astea. Știu, la început nu eram sigură în privința cizmelor, dar... Nu uita de misiune! Da, am aflat despre misiunea voastră. Scăpați de lumea muritoare ca să puteți conduce vrăjitorii malefici. Bine, ești la curent, deci fă vraja aia. Niciodată. De ce mă subestimezi, Alex? Poate ți-aduce aminte de unchiul meu cel foarte hotărât. Avea aripi. Gorog? Am venit să termin ce ai luat de la el. Dar unde el a greșit, eu voi fi învingător. Propriul meu imperiu de vrăjitori, chiar aici pe... Au! Ce caută clopotele astea aici? Poate să-ți bage mințile în cap, pentru că eu nu fac vraja aia. Familia mea e mai importantă decât orice. Acum dăm brățara aia. Ce încăpățânată mai ești! Poate dacă mai aduc pe cineva, te voi convinge. Mason! Nu! Mason, ești bine! Deja te-ai săturat de Dominic? Poftim, nu-mi pasă de el. E un vrăjitor nebun care țese un fel de pânză malefică să controleze lumea. Păi și tu ești un fel de vrăjitoare care țese o pânză. Despre ce vorbești? Te-am văzut la vilă cu Dominic și păreați destul de apropiați. Nu asta încerc să-ți spun. Dominic m-a păcălit ca să-mi înlătur partea cea rea. Pe ea ai văzut-o, mai e o Alex care umblă pe aici. Și trebuie să te scot de aici până nu te găsește, haide! Știam că-mi pierd vremea cu îmbrățișarea aia. Două Alex? Mason pleacă de lângă ea. Ea e cu Dominic și încearcă să preia controlul lumii. Degeaba încerci. Mason, ea e cea rea. Haide. Nu, nu asculta. Eu sunt cea bună. Ea e cea rea. Păi asta da situație confuză. Mason, te rog, crede-mă. Încearcă să te păcălească. Nici măcar nu știe cum îmbrac eu. Asta e ceva ce ar purta Harper. Nu, eu o port pentru că așa m-a rugat Harper. Bun, asta nici măcar nu sună în mine.
Slavă cerului! Sper că tu și Dominic să fiți făcuți praf. Mason, nu! Unde suntem? Pe turnul din Pisa. Oh, foarte romantic. Da, așa este. Dominic. Oh, nu. Ah, n-ai ales-o pe Alex cea bună. Acum chiar pot să preiau controlul lumii. Iar tu? Max, cine a venit acum? Hei, e Mason! Ce-am făcut? Nu pot să mă maturizez nici măcar atunci când încerc. Nu eu trebuia să fiu vrăjitorul familiei, ci Justin. Și el ar ști ce să fac. Profesorul Justin Vincenzo Peperuso nu este disponibil. Oamenii ar trebui să te aprecieze pentru cine ești. Nu pentru ce cred ei că ar trebui să fii. Harper are dreptate. Toți ar trebui să știe deja. Nu sunt perfectă, sunt doar un vrăjitor care trebuie să salveze lumea din nou. Oh. Bun. Dominic vrea o vrajă? Îi dau eu vrajă. Cu un strop de surpriză în ea. Bun, am venit să-mi recuperez familia, să începem. Excelent. Nu, a venit să-și salveze familia, ce drăguț. Dominic, dă-mi brățara și voi face o vrajă pentru aparatul tău. Bine. Dă-i brățara. Stai. Mă cunosc bine. Îi dăm brățara și va fugi de aici fără să mai facă vraja. Exact. Vraja prima, brățara a doua. Nu cred. Și eu mă cunosc bine. Eu fac vraja și voi nu mai dați familia înapoi. N-am brățara, nu fac vraja. Vraja prima, brățara prima. Vraja prima, brățara prima. Vraja nu prima, până nu primesc vraja brățara. Prima. Nu terminați. Fac nimic până vraja prima. Brățara, vraja prima. Terminați. Vraja prima. Dar tare-i clopotul ăsta. Alex va face vraja și în același timp Alex ce are ai dă brățara, de acord? E o idee bună. Păi de ce nu te-ai gândit tu la ea prima? Ce nu te-ai gândit tu? O pânză, două pânze, trei, patru să apară, iar muritorii să dispară. Excelent! Acum lumea își va pierde toți muritorii! Și apoi își va pierde clopotele. Așa ai vrut tu să funcționeze? Bine. Păi turnul din Pisa nu este locul ideal pentru Dominico mie, dar funcționează. Așa se pare. Toți muritorii vor fi prinși în pietricelele astea. Ești sigur că nu vrei cumva o găleată? Brățara, te rog. Știi, Alex, acum e timpul să ni te alături. Cu puterile tale putem guverna mai mult decât lumea asta. Mersi că mi-ai amintit ce vrăjitoare puternică sunt. Așa de puternică încât pot desface orice vrajă am făcut. Nu! Muritorii care dispăruseră înainte atunci că... Ce faceți? Eram pe punctul să repar totul până să veniți să mă luați de acolo.
Păi, dacă vreți să dați vina pe cineva, puteți să vă arătați singur cu degetul. Adică doar dacă aveți degete. V-am spus că e prea devreme. Nu ar fi contat. E clar că trage de timp. Voi chiar nu înțelegeți? Copiatorul de vrăj încă mai capturează muritorii. Trebuie să-mi dați drumul să pot salva lumea. Din nou. Uite-l aici! Luați-l pe el! Dominic, cristalele justiției te recunosc ca fiind membru de onoare al lui Stack. Ai ceva de declarat? Cu siguranță că am. Alex Russo nu avea nicio intenție să desfacă vraja. Este o vrăjitoare puternică, dar egoistă. De ce se repetă toată lumea? Așa de puternică încât m-a vrăjit ca să iau eu vina asupra mea. Vrajă? Minte! Dacă vreți dovezi puternice, priviți cum și-a extras propria personalitate malefică și a făcut o vrajă asupra lui Dominico... Alex 1000. Așa a numit aparatul. Alex Russo, negi aceste fapte. Inventează totul! Mi-a întins o capcană! Liniște! Probele împotriva ta sunt copleșitoare. După deliberări amănunțite, noi, cristalele justiției, te vom găsi vinovată și te condamnăm la lipsa de desert timp de o săptămână! Ma, nu e chiar așa de rău. Ah, scuze, am citit secțiunea greșită. De fapt, la moarte. Moarte prin ciocolată? Nu, moarte adevărată. Ce? Nu, pe Dominic îl vreți, nu pe mine! Vei fi încarcerată până la executarea sentinței. Stați! Nu, vă rog! Trebuie să mă credeți! Nu am făcut nimic! Mi-a răpit familia! Sper că ați privit-o bine pe Alex până își va găsi sfârșitul. Nu vei scăpa, basma curată! Deja am scăpat. Porți o brățară de fete. Nu e brățară unisex. Dacă ai avea mândrie, mi-ai dat drumul de aici ca noi doi să rezolvăm problema ca niște domni. Și acum știrile. Ni s-a raportat că pe tot globul pământesc au început să dispară oameni. Deocamdată nu se știe exact numărul. Alte știri. Oamenii din întreaga lume sau Hai la masă. De ce am ales turnul din Pisa? Și eu mă întreb la fel, frate. Nu mai contează. Alex este distrusă. Și cel mai frumos, familia ei a fost martoră la condamnarea ei. Dominic, una din amulete e ruptă. Mason. Da. Asta e culmea. Trebuie să încerc să scap de aici. Hei! Nu-i nimeni? Voi folosi magia ca să dobor ușa asta, deci dați-vă la o parte. Și îmi cer scuze de pe acum pentru mizeria pe care o să o fac. Eu sunt de treabă. Pe toate turnurile a fost cât pe ce. Mason, ce mă bucur că ești aici. Uite, vreau să-mi cer scuze că ți-am distrus picnicul și că am fost egoistă și imatură. Alex, și... acum n-avem timp de asta. Trebuie să salvezi umanitatea din ghearele lui Dominic și ale tale. Dar nu pot. Nu pot să ies. Temnița e anti-magie. Păi, atunci hai să aflăm dacă e și anti-vârcolac. Mulțumesc. Dacă ai fi recunoscătoare, m-ai scărpinat pe ureche. Ce bine, bun. Haide, trebuie să mergem. Bine. Și tot mai mulți oameni dispar în condiții misterioase. Guvernul roagă să ne păstrăm calmul și să stăm în casă.
trecem la sport. Antonio, no, per favore, pune-le muncitorilor să vină în casă. Exact. Tip înalt și slab, fata în fustă, prezentator italian, Ryan Gosling. Salut, gașca! Nu mă băgați în seama, am venit și eu pe aici ca să mă iau la bătaie. Alex? Cum a ieșit? Ia ghicește. Dominic, s-a terminat. Nu vei prelua controlul lumii pentru că am venit să o salvezi. Din nou. De data asta nu o să reușești să o salvezi. Vei vedea. Oh, da? Stai, te... Nu, pot eu, îmi stric și momentul. Scoate-o de aici până nu-mi distrugi aparatul. Ba nu plec nicăieri. O va da, o să pleci ca să-ți protejezi familia. Și casa. Oh, nu, Mason, mă întorc imediat. Stai calmă, scumpo. Eu rămân aici și iau o gustare. Cu ce mă confrunt? E cam greu să mă urmăresc pe mine fără partea și rea. Să rămân aici. Bine, poate nu-mi pasă de bucătărie, dar acum mi-ai distrus canapeaua. E ciudat, nu-i așa? E foarte ciudat. Hei! Ești o parte foarte urâtă a mea și e timpul să pleci. Sigur. Oh, de ce nu m-am văzut făcând asta? Vezi să nu cazi. Nu fă pe drăguța. Eu sunt cea drăguță. Oh, ce să mă distrez. Așa e. Mă distrez. Aici. Nu credeam că e așa de greu să mă bat singură. Mereu mă subestimezi. Mason, trezește-te! Îmi pare așa de rău! Ce ai făcut? Ți-am învins câinele. Asta e pentru Mason. Ghici cine e? M-am întors? Frate, sunt bună. Arunc-o.
O să iau eu brățara. Îți mulțumesc. Oh, distruge-o. Ok, acum sigur am scăpat de mine. Sper. În regulă, acum hai să scap de ăsta. Alex! Nu crezi că ar trebui să-ți consumi energia salvându-ți familia? Hei, cred că văd Tokyo de aici. Sunteți bine? Da, da, sunt bine, de mare acolo. Sunt transpirat puțin. E clar că nu pot înfrânge pe măreața Alex Russo. Dar gândește-te la lumea pe care o creez. Are nevoie de tine. Și eu la fel. Mare brânză. Știați deja că nu-mi place de el. Mason, mi-a fost așa teamă că te-am pierdut. Mason, mi-a fost așa teamă că te-am pierdut. Oh. N-ar fi drăguț dacă aș fi așa de hotărâtă în orice îmi pun în cap. Haide, nu ne-am săturat de astea. Nu vrei să ne dăm bătute și să ne împăcăm? Nici gând. Dominic a zburat. Deci acum am rămas doar eu la conducere. Și datorită lui, eu voi prelua controlul lumii. Ești foarte rea. Nu am de ales. Ah, exact cum credeam. Prea bună pentru binele tău. Nu câștigă nimeni dacă pierdem amândouă totul. Cum adică să pierdem totul? Toată puterea mea cea mare... Nu, n-ai voie. Alex, ce faci? Spune o vrajă ca să-și anuleze toate puterile. Puterea vrăjitoriei ce vorbele rostește în acest moment în aer se irosește. Alex, ce? Toată puterea ce în mine zace acum să plece, să mă lase în pace. Alex Russo, încă o dată ai dovedit curaj în a salva această lume. Drept urmare, verdictul de vinovată devine nul. Super! Totuși, nu putem ignora faptul că și acum, exact cum ai făcut și în trecut, ai fost implicată în a duce lumea în pragul dezastrului. Ah, pe bune, era un moment așa de bun, nu trebuie să răscolim trecutul. Numai bine îmi dați magia înapoi și ne ducem cu toți acasă fericiți și împliniți? Noi am fost răbdători, dar nu ai reușit să arăți maturitatea și responsabilitatea menită unui vrăjitor al familiei. Prin urmare, am decis că este în interesul lumii vrăjitorilor să nu îți restituim puterile. Stați, vă rog, am încercat să o ajut să se maturizeze. Vă rog, mai dați-i o șansă să se schimbe. Nu. M-am săturat ca toată lumea să vrea să cresc, să mă schimb sau să nu mai fiu egoistă. Nimeni nu e fericit cu cine sunt eu, cu excepția unei singure persoane. Ce jenant e. Vorbește despre mine. Harper. Frate, și eu credeam că vorbește despre tine. Tu ești singura care mă acceptă cu toate defectele mele. Și știu că am multe. Și chiar dacă au fost momente când chiar ți-ai dorit să mă schimb și n-am făcut-o, ai stat lângă mine oricum. Deci, nu-i nimic dacă nu-mi dați magia înapoi.
Prietena mea Harper e magia mea. Oh, Alex. Sunt atât de mândru de tine, scumpo. Chiar dacă nu mai ai puteri, tot meriți să fii vrăjitorul familiei. Poftim. Super. Hai să mergem acasă. Se poate ca aprecierea pe care o ai pentru ceilalți să fie un lucru foarte matur. Se pare că ai alte calități care te pot face vrăjitorul familiei. Nu-mi place unde ajunge cu asta. Se pare că nu ești fără de speranță, Alex Russo. Îți vom mai acorda o șansă. Șansă. Mi-am recuperat magia. Mulțumesc. Ne vedem data viitoare când o dau în bară. Carmela, grații pentru această minunată reuniune de familie. Te rugăm să vii să ne vizitezi și tu. Dar tu nu. Pot să vin să te mai vizitez? Cosa ceri, spaiato, con te? Siamo cugini, stupido? Stupido? Deja mă place. Alex, până să pleci, te rog, dă-le lui Bianca și lui Gino niște sfaturi. Ei sunt vrăjitori începători. Da. Bine, fiți atenți. Veți avea foarte mult de muncit. Și nu va fi deloc ușor. Și într-o zi, unul dintre voi va deveni vrăjitorul familiei. Dar până atunci, cel mai important lucru este... să vă distrați la maximum cu magia pe care o aveți. Da! Perfecto! Da! Nu, ci cred, mamma mia! Regulă, a fost o excursie pe cinste, dar nicăieri nu e ca acasă. Să mergem. Stai puțin, Harper. Ce s-a întâmplat aici? Bucătăria? Canapea mea? Alex! Mai bine mai stăm puțin în Italia. Acțiune! Tu zici, haide. Ce? Tu spui, oh, haide. Oh. Acțiune! 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 Mie tot nu-mi place cum am ajuns aici. Dar ne dau de mâncare. Un festin de mâna cu mânc. Ai cineva în aer liber? Ce-am făcut? Pe bune, tata, am scuipat floricelele, scuze. Nu știu cum să spun vrăjitor, dar... Am primit o invitație de la verișoara mea, Carmela, din Italia, la o reuniune a familiei Russo. Russo. Am primit o invitație din Italia pentru o reuniune Russo. Acum ceva timp. Am primit o invitație de la verișoara mea, Carmela, din Italia... Am primit o invitație de la verișoara mea, Carmela, din Italia, la o reuniune a familiei Russo. Gata, eu nu mai zic!